Partidul Liberal Democrat din Moldova, în calitate de membru asociat al Partidului Popular European, a devenit partea rețelei informale Europa merge spre Est, creată la inițiativa Partidului Conservator din Lituania. Declarația de constituire a rețelei în cadrul Partidului Popular European a fost subsemnată de președintele PLDM Vlad Filat, în cadrul unei întrevederi cu liderul Partidului Conservator din Lituania, ex-prim-ministrul Andrius Kubilius, și cu ex-ministrul lituanian de externe Audronius Azubalis. Potrivit unui comunicat de presă al PLDM, unul din obiectivele pe care și le propune rețeaua Europa merge spre Est este ca Republica Moldova să devină țară candidat la aderare și ulterior stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene. Rețeaua informală Europa merge spre Est a fost creată la 1 mai 2014 la Vilnius.